La Lugoj de câțiva ani, școlile agricole au fost comasate din cauza numărului mic de elevi, iar spațiile unităților de învățământ au rămas nefolosite. Administrația locală a decis să le găsească o utilitate și le-a transformat în locuințe sociale. Într-o clădire anexă a liceului, într-o înțelegere a primăriei cu Ministerul Învățământului, s-a luat hotărârea că acea clădire să fie destinată spațiilor de locuit. Oamenii care au ajuns să locuiască în fostele săli de clasă încearcă să se acomodeze și să-și transforme locuința după bunul plac. Este foarte greu, deci aici a fost școală, eu știu, după câte am înțeles, erau săli de clasă. Nu contează că e școală, contează că e spațiu și poți să faci o cameră, poți să faci două camere, o bucătărie, totuși. Eu unde am stat n-am avut numai o singură cameră de bucătărie. Primarul Lugojului recunoaște că se confruntă cu o criză de locuințe sociale. Problema locuințelor pentru tine și a locuințelor sociale este o problemă complicată pentru fiecare oraș. În acest mandat am dat în folosință 89 de apartamente pentru tine. Mai bine de 600 de lugojeni au solicitat o locuință socială. 250 de cereri sunt pentru imobilele ANL.